Armele nucleare sunt ceva teribil și pot distruge orice se află în calea lor, dar există ceva mult mai puternic și mai periculos, antimateria, cea mai valoroasă substanță din lume. Cu o cantitate extrem de mică din această substanță ar putea fi distrus un oraș întreg. Astăzi vom vedea ce s-ar întâmpla dacă am detona o bombă cu antimaterie în spațiu. Ar rezista Pământul și alte planete la o asemenea explozie? Astăzi vom vedea de ce este mult mai periculos să detonezi bombe cu antimaterie în spațiu decât pe Pământ. Vom vorbi și despre un test secret făcut de oameni și despre explozii extraordinar de puternice care au loc în univers. Să vedem mai întâi ce este antimateria. Este ceva foarte simplu, dar în același timp foarte complicat. Este o substanță formată din antiparticule care au o încărcătură electrică opusă particulelor normale. Nucleul lor conține antiprotoni și antineutroni și este înconjurat de pozitroni. În mod natural, antiparticulele apar în interiorul stelelor masive în apropierea unui pulsar în nucleele galaxiilor și când raze cosmice se ciocnesc cu atmosfera Pământului. Dar există și alte surse pentru antimaterie care sunt mult mai aproape de oameni. Veți fi surprinși probabil, dar și bananele produc antimaterie, evident nu foarte multă, ci un singur pozitron la fiecare 75 de minute. Asta se întâmplă pentru că bananele, ca și corpul uman, conțin potasiu. Când un izotop de potasiu se dezintegrează, se naște un pozitron. Cât despre oamenii de știință, aceștia folosesc acceleratoare pentru a crea antimaterie. Antiparticule în stare stabilă nu au fost încă descoperite în natură. Problema este că atunci când o particulă intră în contact cu o antiparticulă echivalentă, se produce o reacție violentă. Acestea se distrug una pe cealaltă și o cantitate uriașă de energie este eliberată. Puterea antimateriei este uriașă. Dacă un kilogram de antimaterie ar fi combinat cu aceeași cantitate de materie, s-ar elibera o cantitate de energie egală cu cea produsă prin arderea a 30 de milioane de butoaie de petrol. Această cantitate este greu de imaginat, deci hai să vedem un exemplu. Dintr-un butoi de petrol se produce o cantitate de benzină suficientă pentru o călătorie de 1685 de kilometri. Cu 30 de milioane de butoaie ai putea să călătorești în jurul lumii de peste 1 milion de ori. Dar dacă aceeași cantitate de antimaterie ar exploda, consecințele ar fi catastrofale. Zona afectată ar fi de peste 7500 de kilometri pătrați. Asta înseamnă de peste 5 ori mai mare decât Los Angelesul și New Yorkul combinate. Dacă o astfel de bombă ar exploda, ar arde și ar ucide mii de oameni și ar distruge clădiri întregi. Vă puteți imagina forța unei asemenea explozii? Mie unul îmi este foarte greu. Să vedem acum ce s-ar întâmpla dacă am detona o astfel de bombă în spațiu. Cantitatea folosită va fi de 4,5 kg de antimaterie și, bineînțeles, echivalentul de materie. De ce atât de mult? Să vă explic. Explozia care ar rezulta ar avea o putere egală cu erupția vulcanului Krakatoa, de la care au trecut aproape 140 de ani. Aceasta a fost una dintre cele mai puternice și devastatoare explozii din istoria omenirii. Din cauza acestei explozii și a tsunamiului care a urmat, peste 300 de orașe și așezări au fost afectate sau chiar distruse și aproximativ 3600 de oameni au murit, în timp ce pentru mai mulți ani cerul a fost întunecat datorită fumului și cenușei. În timp ce vă spun asta, racheta care cară bomba cu antimaterie aproape că a ieșit de pe orbita Pământului. Dar ceva este în neregulă, sunetul nu se propagă în vid, deci nu vom auzi nimic și nu va exista o undă de șoc. Dar o bombă cu antimaterie care explodează în spațiu are alte consecințe mult mai grave. Explozia va produce radiații gamma foarte puternice și va cauza un puls electromagnetic care va perturba câmpul electromagnetic. Din fericire, explozia nu reprezintă niciun pericol pentru oameni, dar echipamentele tehnologice aflate pe o rază de 4500 de kilometri ar înceta să mai funcționeze.
În momentul de față sunt peste 2500 de sateliți pe orbita Pământului și chiar dacă explozia ar afecta doar o parte dintre aceștia, pe planeta noastră s-ar instaura haosul. Odată cu pierderea sateliților, rețelele de telecomunicații, chiar și cele prin cablu, ar deveni inutile. Milioane de oameni nu ar mai putea folosi internetul, televizoarele și telefoanele. Sistemele de navigație prin satelit ar dispărea și ele. Asta înseamnă probabil că am vedea mult mai multe accidente auto sau chiar aviatice. Fără sisteme de navigație, sectorul de transporturi s-ar prăbuși, iar puterile militare din lume ar avea de suferit. Echipamentele de sol, dronele sau rachetele ar fi doar un morman de fiare inutile fără GPS. Fără sateliți, oamenii nu ar putea nici măcar să mai monitorizeze vremea, iar prognoza meteo nu este utilă doar pentru a afla dacă va ploua sau nu. Mai multe țări, cum ar fi India, Pakistan și Bangladesh, depind de aceste prognoze pentru că datorită lor știu când să se aștepte la dezastre naturale și să pregătească populația pentru evacuare. În plus, oamenii nu ar mai avea cum să măsoare grosimea stratului de ozon, nivelul de dioxid de carbon din atmosferă și rata cu care se topesc ghețarii. Oamenii ar fi în esență forțați să trăiască orbește pentru că ar dura ani până când noi sateliți ar fi construiți și lansați. Să nu credeți că aceste consecințe sunt doar speculații de ale noastre. O versiune în miniatură a unui asemenea dezastru deja s-a întâmplat. În 1962, la o altitudine de 290 de metri, o încărcătură nucleară de 300 de kilotone care era transportată de o rachetă MR-12 a fost detonată. Numele de cod al operațiunii a fost K-3. Pulsul electromagnetic cauzat de explozie a fost atât de puternic încât a afectat toate echipamentele electrice pe o rază de 2000 de kilometri. Până și cablurile de înaltă tensiune îngropate au fost afectate. Multe linii de înaltă tensiune au făcut scurt circuit și cablurile s-au rupt și au căzut pe pământ. Din această cauză au izbucnit multe incendii, inclusiv la o centrală electrică, în timp ce și liniile de telefon au încetat să funcționeze. Dacă vreun regizor ar fi căutat un loc unde să filmeze un film apocaliptic, zona afectată ar fi fost perfectă. Dar ce s-ar întâmpla cu celelalte planete din sistemul solar? Ei bine, acestea vor rămâne neafectate. Așa cum am spus, o bombă care explodează în spațiu nu produce o undă de șoc, iar datorită distanței enorme dintre planete, acest eveniment ar trece neobservat. În fond, ar fi o nimica toată comparativ cu alte explozii care au loc în univers. De exemplu, o cometă care se ciocnește cu o planetă poate cauza o explozie echivalentă cu cea produsă de 6000 de tone de dinamită. Aceasta a fost cantitatea de energie liberată atunci când o cometă s-a ciocnit cu Jupiter în 1994. O bombă care conține 140 de tone de antimaterie ar fi produs o explozie similară. Atunci când o supernovă explodează, puterea exploziei este greu de imaginat. Aceasta este de 550 înmulțit cu 10 la puterea 27 mai distructivă decât bomba de la Hiroshima. Dacă vreți să vedeți cam cum arată acest număr, vi-l las acum pe ecran. Din fericire, omenirea este departe de a crea arme folosind antimateria. Până acum s-a reușit obținerea a 19 nanograme de antiparticule, iar asta nu este suficient nici pentru a fierbe o ceașcă de cafea. Dar și dacă oamenii de știință ar reuși să producă antimaterie în cantități mari, transportul acesteia ar rămâne o problemă majoră, pentru că atunci când antimateria atinge materia obișnuită, se produce o explozie. Aparatura care captează și stochează antimateria trebuie mult îmbunătățită. Până acum, recordul de păstrare a antimateriei este de 16 minute. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!